Toată lumea mă întreabă când nasc. Să știți că nu știu când nasc. A trecut de termen. Da. Oameni buni, începem un nou vlog. Ce credeți? Ne-am făcut vlog, ne-am obligat. Vrem cu vlog normal. Nu, dar suntem datori la voi să povestim cum ne-am cunoscut noi, da? Da. Oameni buni, totul a început toamna anului 2008, când am pășit pe porțile liceului Ice Brătianu din Hații, oameni buni. Da. Dar chiar, ce, știi la întrebarea aia, ce v-a adus împreună? Liceul Ice Brătianu. A, admiterea, da. Am dat și admiterea cu clasa 8-a noi? Nu mai știu asta, să mură dacă mai știu. Bă, ce? O trecut prea mult timp de atunci. Da, admiterea. Din 2008 până acum, fai de viață, o grămadă de ani. Da. 13 ani. E cu noroc pentru noi. Mi-a luat vorba din nimeni. E cu noroc pentru noi. 13 ani cu noroc. Bine că nu s-a născut copilașul pe 13, că tocmai am trecut, că poate... Chiar aia am zis. Avem superstiții. Nu. Da, se lasă așteptat ăsta. Da, multă lume mă întreabă când nasc, ce se întâmplă, nu știu nici eu. O să vă dau un răspuns, dar... Da, se lasă așteptat că... Na. Noi doi, eu și fiul meu, trebuie să așteptăm după tati. Să vedem dacă vine de la Survivor. Numai și acum, copilul meu, nu? Păi nu, am zis că noi doi am așteptat după tine. Și acum tu aștepți după el, că după mine. Da, trebuie să aștept și eu, normal. Să las așteptat ca și taică-su. Da. Să spunem, o să răspundem și la întrebările astea, că sunt multe întrebări și de genul ăsta și de mai multe feluri. Dar înainte de asta să zicem exact cum ne-am cunoscut. Eu nu mai țin minte prima, tu nu mai țin minte prima zi de liceu? Nu mai țin minte. Ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut, noi ne-am certat. Da. Știi melodia aia? Când ne-am cunoscut, noi ne-am certat. Chiar așa am fost pe bune. Eu am avut o altercație cu un coleg de-al meu. Mihai, dacă vezi video ăsta, să știi că... Îmi pare rău, frate, că te-am bătut de pe aia română. Vai, doamne, ce agresiv. Doamne, nu știu că nu a fost așa și la Survivor. Da, nu, am mai revenit pe parcurs odată cu maturizarea. Și revenit, da. Nu mai știu cum... Am început să ne înțelegem foarte bine, așa că chiar ne înțelegeam bine. Și... Păi asta a fost după ce a trecut clasa 9, în clasa 9 nu prea ne-am înțeles chiar așa bine. Pe la sfârșitul clasei a 9 am început să ne apropiem mai mult, să ne prietenim și după aia 10, 11, 12 ne-am înțeles foarte bine. Eram prieteni buni, chiar foarte buni prieteni, da. Pentru că eram unul de cei mai nebuni. Eu eram cel mai nebun de la băieți, cea mai nebună de la fete, tot timpul. Trimiteam noi la Bila să ne cumperi chestii, că tot timpul să reagă. Da, regulile alea de nu mai aveai. Nu mai aveai voie să ieși din școală. Și el să reagă. Să rea în gard. Era cel mai înalt. Ei peste gard și zic la supermarket. Da. Găzdanul plin. În clasa 12 cred că ne-am apropiat, cam pe a 11, da. A 12, la majorat, iar ne-am înțeles foarte bine. El a fost primul din clasă care și-a ținut majoratul. Da, eu pe mine mă dau mama mai târziu la școală, la 8 ani de zile și dacă m-a dat așa târziu, mi-a făcut primul majoratul și toată lumea a venit la majoratul meu, toată clasa. Da. Țin minte că doar 2 sau 3 nu au venit. Da, da, eu da, am fost singur la care au venit așa mulți. Ne-am ținut și în același loc majorat. Da, și în același loc. Eu am dat mult de acolo. Da, de adevărat. Și a venit la majoratul meu. Bă, oameni buni, ca să vă zic așa, șleau, mie îmi plăcea de ea, din liceu îmi plăcea, dar mi-era cam rușine să-i spun, că, na, acum știți voi cum sunt ăștia best friends, BFF, cum ar veni, știi? Adică nu poți să treci din friend zone, înțelegi? Că eram tot acolo în friend zone. Înțelegeți că tot timpul spune că i-a plăcut de mine, dar niciodată nu mi-a spus nici măcar o dată. Păi ne-a spus pentru până că... Până în 2020. Și... Stai să vă zic, oameni buni, de ce ne-a zis. Pentru că ea avea iubit fata asta în clasa 12, când mi-a plăcea de ea. Eu am adică vorbit câteva luni cu, dacă te referi la Oana, nu? Da. Am vorbit câteva luni de zile nu cu ea, nu am avut toată clasa 12, am avut iubit. Am vorbit câteva luni și am, bine, clasa 11 n-am avut, ce mai zici atunci? Că nu am avut. Nu, bine, nu mi-ai zis, punct. Așa. Eu recunosc că eu am avut relații mai da, ea a avut o relație mai lungă cu un băiat și nu am, era așa să-i zic. Băiatul care vorbea, cred că era mai mare decât tine și mă gândeam, da. Bă, are iubit, nu pot să mă, și mi-a spus, tot timpul plăcea de ea și tot timpul o vedeam cea mai frumoasă, adică o vedeam, că era cea mai frumoasă, cum e și acum. Ia-ți-e că nu frumoasă, e frumoasă. Au! Vezi că mă doare, am pana asta, mă doare. Da. E rușine să mă pup pe vădere, v-am zis. Nu e obișnuită cu camerele, oameni buni. Daniela mea e ceva nou pentru ea. Apropierea asta dintre ea și cameră și...
chestia asta. Apropie și ia și cameră. De asta nici nu se mai cunoască. Nici nu se poate exterioriza exact așa cum ar vrea de fiecare dată, pentru că nu e obișnuită și ceva normal. Pentru ea a căzut așa ca din buf, a căzut în relația asta cu mine și vrând nevrând, eu sunt un om cunoscut. Nu sunt eu genul să, nu știu, să fac atâtea chestii în public. Da, asta da, nici nu e. Sunt mai pisica blândă, zgâri rău când se stinge camera. Au, nu da din cap. Nu, da, nu, poate că nu sunt așa pe cameră, nu se vede, dar da, lumea care mă cunoaște știe că nu mă pot opri în râs, că da. Sunt deschis, mai ce, frate, că râde de, zici că e... Când tot timpul e ceva mai amuzant, da, poate că alții nu. Așa, și cum spuneam, mi-era rușine să-i spun tot timpul că place de ea sau așa, eram tot timpul aia cei mai buni prieteni. Noi, nu știu dacă v-ați uitat la vlogul trecut, ne-am scris în album tot la fel, că vai, că mi-e dor, o să fie dor de tine și de râsul tău, nebunul, că cum râzi tu și... Și vreau să vă arăt că dacă tot vorbim despre chestia asta, să vă arăt ce vorbeam eu cu ea, cu Daniela în 2011, fii atent, ca să vedeți. Aici Daniela Iliescu, Your Friends on Facebook, și scrie acolo dar data. Dar nu mai am contul ăla, cred. Păi nu mai, nu mai am, da, dar l-am găsit. Se focalizează oare data? Da, uite, 2011, 13 august. Și măi, ce faci? Merg la majorat la Simona. Asta era o colegă de-a noastră, cred că. Ceau, da, merg, tu nu m-a chemat. După aia, în 5 aprilie 2012, scriu Daniela, pune-te rog pozele alea pe mail, să nu uiți, mersi mult. Dar nu știu despre ce poze. Nu intri pe mail să ți le dau, ești pe mail acum să -ți spun fine de asta. Ceau, ce faci cu Meileana? Aștept să scrii, vă pup. Asta în 2012. Da. Așa? Pentru că am avut un accident, nu multă lume știe, noi am avut un accident foarte grav în 2012, eu și toți frații mei. Veneam cu mașina de la mare și am adormit la volan aproape de casă și am făcut mașina în praf și noi am ajuns toți la spital. Picioare rupte, mâini rupte, bazinul fisurat, era Ileana, a fost foarte urât. Eram tot un fral la față, eram a fost foarte urât. Da. Și vreau să spun că ea a fost printre singurii oameni care veni la noi la spital. Taci din gură că mie să mă înșeacă acolo. Da, singura care vine la mine, a spus și ții cu teamă și l-am tot umflat și m-am bucurat. Și tu râdeai într-una. Da, m-am bucurat că te-am văzut și a venit. Printre singurii oameni care au venit la noi și au venit repede să vadă ce s-a întâmplat și ce făceau gândi pentru noi și a fost urât atunci, chiar urât mai că s-a speriat de moarte, săracă. Bun, și după aia scriu eu. Ceau Daniela, Ileana, e mai bine, e acasă de câteva zile, lucrurile mi-e spre bine, tu ce mai faci și noi te pupăm în special eu. Uhu, ca să vedeți că mi-e plăcea de ea, eu nu văd nimic. Deci, așa. Și ea scrie, pupă-mă, și pune din alea de râs. Eu sunt prin Grecia la mare, mă bucur că sunteți bine, vă pup și abia apuc să vă văd. Ea vorbea tot la plural. Că, de ce n-ai și tu abia aștept să te văd? N-ai fi zis tu, al dracu. Ok, distracție plăcută acolo și nouă ne dor de tine, ok. Am să te pup dacă mă lași, ca și pe Gianina din greșeală, pe gură. De fapt, pe tine nu pot, că ești măritat, am și uitat, gen măritat, că avea iubit. Scuze că s-a trimis de două ori. Și aia ce e nebună. Uitați, oameni, mă, că nu vorbesc. Eu nu vorbesc prostii, uite aici. Da. Și cu data, și în 2012. Ce faci, mă? Eu sunt prin America, tu? A, stai că uitați să vă spun. Am plecat în America. După ce am terminat liceu, am plecat în America. O să ajungem și la cum ne-am combinat noi. Stai să zicem după aia asta. A plecat în America să, după ce a terminat facultatea la în timpul facultății am plecat prima dată cu Orchid Travel. V-am mai povestit, eu cred că pe un vlog. Scuzați-mă că vorbesc mai mult. Pentru că... da, vezi că stau sună telefonul. Dă mesaj, nu-i problem. Vreau să dacă zici. Păi dă pe silent. Ah, ok, scuze. Dă dacă nu auzi. Ce mă bucur, eu pot să fac glume că... da. Muream de eram cu un alte lume, în alte situații. Și da, am plecat cu Orchid Travel la început și după aia, după ce am terminat facultatea, am plecat în America și m-am stabilit acolo. Și așa, de asta nu am avut nimic din timpul liceului, bine, domnul nici nu mi-a propus niciodată și nu era rușine, mă, oameni buni, că eu sunt un om așa. Punct. Eu dacă văd că are femeia iubit, că are, mi-e mai greu să mă dau la ea, că sunt și eu, na, am și orgoliul meu de bărbat, vreți să vă mint? Și aștept să primesc din partea alaltă, știi, dacă nu primesc, atunci eu nu pot să, na. Vezi? Deci dacă primesc din partea alaltă, cum ar veni dacă mi-ar fi zis ea sau așa, da. Așa eu de la sine, na, mi-era greu. Aha. Și da. Și eu am plecat în America, am stat o perioadă acolo,
am lucrat, am învățat și am călătorit și am venit înapoi prin 2017-2018 și atunci m-am mutat înapoi la Cluj. Și cred că până în 2019, ne-am mai întâlnit, dar nu, n-am mai vorbit, ne-am întâlnit da, așa. Da, ne-am mai văzut, rar. Cred că prin oraș. Prin oraș. Eu am făcut, după ce am terminat facultatea la Sibiu, că eu la Sibiu am terminat de agronomie, eu am rămas acasă, gen, nu am plecat din țară cum a plecat ea și tot așteptam, când venea vara pe acasă, așteptam așa mai, să mai îmi zic, sau să-i mai scriu eu, să vedem ce faci, să mai și la un suc. Tot timpul am păstrat relații, pentru că noi am fost apropiați și în liceu și cu mai mulți colegi, adică am fost câțiva acolo, cu care mereu ne întâlneam, adică am avut o perioadă bună de timp și după ce am terminat liceul, când ne-am mai întâlnit unii cu alții și noi mereu când ne vedeam prin oraș, ne scriam sau ne sunam sau ne mai întâlneam. Ce s-a scris aici? Dacă că vreau să mai citesc un pic din conversația noastră de atunci de mult și după aia revenim la cum ne-am combinat noi, da? Cum ne-am combinat sună urât, cum ne-am îndrăgostit, da? Mai combinat, ce să mai... Ne-am combinat. Eu scriu... Tot în America, cred că îți place acolo de numai. Cum e pe acolo? Eu sunt bine, am fost tot plecat, nu, dar nu am ieșit din țară, ce da, îmi place, e fain. Și eu spun, mă bucur, dacă e bine, ai grijă de tine pe acolo, sunt băieți fain pe acolo, poate aud că te măriți pe acolo, să vezi ce dau. Și tu ai scris că sunt câțiva. Și pe aia scriu eu de ziua, la mulți ani, Daniela, acum 2 ani pe vremea asta ne dădea ciocolată la școală, să ai parte de ce e mai frumos în viață. Vezi? Trimite și mie numărul de la pantof, Daniela, zic eu, și am trimis numărul de telefon, dar tot numărul ăsta l-ai și acum. Opa! 2013. Tu, Daniela, te-am visat azi noapte. Ia uitați-vă, oameni. Tu, Daniela, te-am visat azi noapte, zic. Și ea îți face, sper că nu am murit, ci faze din alea. Și după aia n-am mai răspuns. Mi s-o la curent, cred că n-am avut internet la sat. Dar nu știu, ori nu mai apar mesajele? Nu, mă, n-am. Chiar nu răspundeai. Aveam internet greu, plindeam greu. Aveam la oi atunci, eram coile pe câmp și plindeam greu. Pe bune, păi ce crezi? Că așa mi se trânea curentul, nu aveam curent la telefoanele. Tu vezi, în 2014. A, da, uite. Zic, vorbesc în 2013, tu, Daniela, te-am visat azi noapte, ea pur sper că n-am murit și faze din alea și după aceea direct în 2014, tu, micuță, ce mai faci? Aproape în fiecare zi mă întâlnesc cu taică-tu la sală, e așa nebuna ta, râd de el, faci mișto de toți pe acolo, ai cu cine se mâna. Da, deci taică-tu, Daniel, socrul meu, e exact ca și Daniela, e firea aia, râde toată ziua, e o fire în aia pozitivă, e pe un vibe super, super mișto. Cum zice domnul Dan, ce vibe aveți astăzi? El are tot timpul vibe ăla pozitiv, la fel și maică-sa, deci tot timpul plăcut la ei, că sunt o familie așa care nu i-am niciodată trist, doar râdeau tot timpul, știi? Și ea la fel. Și tu la fel, râdeai în liceu, deci nu te-am văzut. Păi cu cine să se bună așa? Da. Nu știi că m-ai întrebat odată când am început să spun că tu ai plâns vreodată? Da. Oh, în 2015, deja trece conversat de 2014-2015. Noi vorbeam o dată pe an. Da, și vorbeam mult. 30 octombrie 2014 și pe aia direct 20 iunie 2015. Da. Bine, mai vorbeam și la telefon asta, nu se pune, nu mai putem scoate conversațiile de pe telefon. Da, nici. Sau prin mesaje. Măi, Culiță, de când ești așa mare vedetă, te rog, dă un share la Vanita și semneze petiția asta. Mi-a trimis ceva cu niște cățeluși. Ea iubește foarte mult animalele, ca și mine de altfel. Că m-a impresionat până la lacrimi. Ce faci în rest? Te distrez, văd. Draga mea, Daniela, am dat înaintea ta, uite să vezi. A, dedusem la aia. Nu sunt vedetă, Ion este, te salut. A, încât mi-am zis că de când ești așa mare vedetă, că cu Ion. Da, păi pe mine așa m-au cunoscut tu, oamenii, m-au cunoscut oamenii. Da, eu eram, nu mai știu, ori la Cluj, ori în America și m-am mirat foarte tare când am văzut că ai distribuit. Da. Nu știu ce făcea, că nu mai țin minte, că l-au înregistrat pe Ion sau ce. Da, păi eu eram... Și a devenit viral, că de atunci are el așa... De atunci a început să aibă foarte mulți urmăritori, da. Și știa lumea. Cred că tu da și pe la televizor. Da, a fost și pe YouTube, era viral chestia asta cu Ion. Da. De atunci am început să devin cunoscut, eu recunosc chestia asta și chiar mă mândresc oarecum. Au fost prin Ion, puterile da. Mele atunci. Că de asta, de multe ori, am văzut că ne mai întâlnim și cu oameni și le întreabă de Ion. Că da, lumea care te știe de atunci, da. O grămadă. Ce mai face Ion? Tu ce citim și asta, ce? Că până la urmă... Face parte din viața ta. Normal, e parte din viața mea, nu mă, e trecut, nu mă oferesc. În curs săptămânistul acasă te sunt și la un sub bine. Și în 11 august 2017, tu ai dreptate că vorbim o dată pe an, pe din 2015, 2017, după 2 ani ne-am mai vorbit. După 2 ani ce credeți, oameni? Bă, ne-am trimis invitație la nuntă.
Da, deci știi toată lumea că eu am fost căsătorit, așa. Daniela, te aștept cu dragul dacă ești în țară și dacă poți cu iubitul tău, cu cine vrei tu. Vai, normal că vin, cum să nu vin la colegul meu favorit, cu tot dragul, mulțumesc de invitație. Deci, ca să vedeți, noi în 2015 n-am mai vorbit și până în 2017, după 2 ani de zile. Da. Bine, mai păstrăm legătura. Cred că am mai vorbit, nu știu dacă... Te aștept cu drag, ai mai chemat colegi. Vai, ce m-am distrat, mă. Da, m-am distrat. Așa, aici s-a terminat, conversația noastră în 2017. Mi-a trimis poză de-o pe soră ta. Asta este conversația de pe Facebook. De pe Facebook vechi, că mai aveam încă unul. Și acum să spunem cum ne-am ajuns să ne combinăm noi, da? Noi din ce mai avem conversații ne dăm seama că chiar ne-am înțeles foarte bine și că n-am prea vorbit atât, adică vorbeam, nu știu, o dată pe an sau mai ales după ce am terminat liceul, dar am ținut legătura și ne-am înțeles bine. După asta ne-am mai întâlnit odată în 2019, atunci de Paști. Știi? Da. Când a fost la Kiki acasă. Și atunci, nu știu ce a fost aia tentativă, ce ai fost mai dus acasă atunci. Ce m-ai chemat atunci la Rachito, mă, că vă străziseră-ți mai mulți. Ah, da. Și eu cu filmele mele am zis că ăsta mă cheamă pentru alte motive. Și am zis că nu sunt genul de nu, oameni, bă, niciodată nu m-am gândit la chestia asta când am vrut să mă combin cu ea ca să fie o fată care să stau așa puțin timp și să, nu știu, să mă despart. Eu m-am gândit tot timpul la o relație de lungă durată cu ea, pentru că știam că e o fată cu minte, știam că e din familie bună, de la noi din oraș și toată lumea o știa că e fată cu minte în oraș și că e ok, că e deșteaptă, că are facultăți, că are școli, că are de-astea. Are alea, da. Are alea, că a fost prin America, citită. E cultă, da, și pe lângă faptul că e... Vedeți că e frumoasă și acum, că este gravidă și e cea mai frumoasă, da? Păi când e gravidă, că e mai mult. Și acum să vă povestim și cum am ajuns să fim noi împreună și cum ne-am îndrăgostit unul de altul, cum ne-am combinat sună cam urât, nu? Da. Chiar au zis mai câte o dată către mine când ne-a zis că ne-am combinat noi și o zis că, dar ce v-ați combinat? Sună așa urât, nu mai știu că v-ați. Deci noi am început să ieșim în 2020, cred că pe la sfârșitul ianuarie, nu? Cam așa, am început să vorbim, că eram eu la munte. Și ca să înțeleagă din start, când am început eu să ies cu Daniela, eu nu mai eram cu fosta mea soție. Asta zic ca să scoatem ursul din cămară, noi doi nu mai eram împreună, era ne tot împăcat, am avut o tentativă, ne-am împăcat pe la nunta lui Ileana, nunta lui Ileana a fost în octombrie, nu? Da. Atunci eram împăcați, după aceea am văzut că nu se Atunci mai... ne-am făcut și poze toți patru. Da, am văzut și poze pe mine, că mai tot zice lumea că... Păi că a fost la nuntă. Eu normal că a fost la nuntă pentru că ea s-a înțeles. Da, asta aici s-a creat o mare confuzie, mai ales că la un moment dat apăruseră niște videoclipuri cum că eu eram la nuntă la Ileana, culiță dansa, eu eram cu fostul meu iubit, dansam acolo, dar a fost o persoană care, normal că trebuia să fie cineva care a fost prezent ca să dea drumul la toate videoclipurile astea pe net, să par eu, nu știu cum, când dansam. Da, când am început să vorbim, sincer și eu mă despărțisem de fostul meu prieten chiar înainte de Crăciun, în decembrie, și îmi doream, deci eu ziceam la toate prietenele mele, la toată lumea, că eu vreau să fiu singură, anul ăsta vreau să fiu singură, să mă concentrez pe mine. Da, aveam să fac niște cursuri, în fine, chestii așa legate de business și a apărut Mr. Culiță, Survivor, cum vreți să-i spuneți. Așa, și s-a întâmplat, oameni buni, că ne-am întâlnit prima dată la o cabană la munte, după ce am venit eu de la o cântare, țin minte că era pe la sfârșitul ianuarie, februarie, nu mai știu exact. Ea era la o cabană la munte cu niște prietene și dimineața, cum n-aveam somn, și eu, știți că mie îmi plăcea de ea, că eu am zis că plăcea de ea de mult, chiar dacă ea nu știa lucrul ăsta. Bine, acum chiar mi-am dat și seama că îți plăcea de ea, bătut atâta da. Și am zis, hai că vin să ne întâlnim, mai vin să povestim, eu eram și, na, după ce mă despărțisem și alea, bă, am zis, bă, de ce, dacă tot e singur și alea, hai să merg să vorbesc, că e bine să vorbesc. Dar am zis, este că vine și eu nu l-am băgat în seamă, în sensul că crezi că vine și eu mă gândeam că vine până la munte, zic, na, ok. Da. Și după aia m-am trezit că el că îmi scrie că e și el acolo, în stațiunea respectivă, dar eu nu mă așteptam, adică mi se părea așa, na. Și l-am lăsat. Eu am luat așa la început în glumă. I-au luat-o în glumă relația noastră, adică ca și cum nu credea. Am luat-o în serios pentru că
Da, mulțumesc frumos. Da, ea a crezut că eu o țin, știi ce, vreau doar așa, o aventură sau nu știu ce, și ea cum nu era genul, nu era adepta chestiilor astea, nu prea am băgat seama așa mult și am tot umblat după ea foarte mult, am tot i-am arătat că îmi place de ea, tot așa, alta, bla bla bla. Și vreau să vă spun că au trecut, cred că, nu știu, mult timp a trecut până să ne pupăm măcar o dată, cred că atât de aproape o lună, nu știu. Da, nu știu, eu trecut tot... mult timp până ne-am pat, dar ce mi-a plăcut mie e că am tot stat și am povestit la început și mi-am dat seama că e diferit față de cum îl știam eu pe el și în liceu și când ne mai întâlneam. Se vedea că s-a maturizat și că nu mai era ca înainte. Da, și stăteam foarte mult țin minte și acum atâta de frumoase momentele alea de la început. Da, doamne, alea cele mai faine. Bă, când stăteam atât de mult în mașină. Am stat și până la 5 dimineața să povestim. O duceam acasă, da. O duceam, adică mergeam pe baraj, la este un baraj la noi în oraș, acolo stăteam de povești, mai povedeam și bine, hai să duc acasă. Gen, să duc acasă, să gata, să ne dormim, să plecăm. De unde? Când ajungeam acasă, mai stăteam încă 5 ore în mașină. Și cum treceau orele alea și povesteam toate. Și mi-era rușine mă să o pup sau așa, să nu știu, că mi aveam și așa, să te exprim. Să mă exprim, da. Și alea și aveam fluturia aia stomac, știi, ca și ăia, îndrăgostiția de la. Da, chiar a fost chiar a fost o poveste faină la început, că nici eu n-am mai trăit. Adică e chiar ca în școală, ca știi, liceu, ca în liceu, da, ca în adolescență. Oarecum i-am rămas dator cu chestia asta în liceu, dacă nu s-a întâmplat în liceu, s-a întâmplat acum. Da. Și asta, ne-am retrăit povestea cum ar veni. Și când mi-a zis prima dată că îi place de mine, da, eu luat foarte mult timp să-mi spun. Adică eu luat în seara aia mult, încât tot spunea că vrea să-mi spună ceva și tot spuneam, spune, ce vrei să-mi spui? Și până la urmă mi-a spus că e foarte drag de mine și m-a întrebat atunci dacă mă văd într-o relație cu el și i-am spus că nu. I-am spus că nu, tocmai din... pricina, nu știu, stilului de viață, da, al trecutului, și am spus că nu mă văd, poate în viitor dacă mai vorbim. Da. Dar după aia am zis că, na, eram și eu prea, mă țineam prea tare în sensul că mi-era frică mai mult, dar începea să-mi placă de el. Eu tot vedeam așa cum stă în fața aia și cât e de frumos. Ai, și... și de asta, da. Așa am început să mă îndrăgostesc de tine. Nu ți-am zis. Nu ți-am zis. Da, așa a fost, da. Da, băi, oameni buni, sunt foarte fericit. Vedeți și voi că sunt fericit pentru că, uite, urmează să avem un copilaș împreună și chestia asta nu o faci cu oricine. E o chestie pe care ne-am dorit-o, nu e o chestie care s-a întâmplat accidental, da, sau așa, adică ne-am dorit să facem copilași împreună. Chiar dacă nu suntem încă căsătoriți, o să vină și asta, dar nu vreau să zic pe vlog, că stric surpriza. Vreau să o cer, normal, dar nu vreau să spun când, da, și cum. Da, noi și... tot am vorbit despre chestiile astea, dar despre cerere, la început mă întreba, da, întreba toată dacă vreau să fie cu public sau nu. Dar acum am zis că, na, prima dată să facem botezul, că așa e, dacă... Și avem timp și noi să tot timpul facem. Glumeam, el tot timpul a spus că o să facem botezul înainte de nuntă. Eu tot timpul glumeam așa și uite că dar așa... Dar eu nu mai vreau să glumim cu chestii serioase în relația asta pentru că toate s-au adeverit. Când am, da, început să vorbim, zicea, o, ce-ar fi să mergem la întâlnirea de 10 ani să avem și un copil? Așa am zis, da, să mergem la întâlnirea de 10 ani de la liceu să avem și copil. Da. Și acum chiar așa facem, mergem cu el. Toate lucrurile la ce care, credeți? Nu știu, toate glumele noastre s-au adeverit, așa că cine știe, nu mai... Îmi plac foarte, foarte mult copii și abia aștept să văd ce față are ăsta mic. Deci de fața lui ești cea mai curioasă. Deci amândoi avem urechile mici, după cum vedeți, și la fel, buzele mari. N-am botox, amândoi buzele mari. Și așteptăm să vedem cum ia, sper să nu semne poștaș. Dar nu mai vine poșta, sorry. Da. No. Înainte cu gluma, sper să nu se vine cu ăla de la etaj 3, bine că nu stăm la vlog. Ah, da. Fă-mă de rușine în față la oameni. Dragii noștri, mai avem încă o parte de spus, mai avem ceva de spus? Spune, da, probabil dacă... Probabil am mai omis lucrul și atunci de asta ne-am hotărât să facem și Q&A-ul ăsta și să răspundem la întrebările din partea voastră ca să... Na, să ne cunoașteți mai bine dacă tot ne-am expus cât de cât și sunt curiozități despre noi sau să mai clarificăm unele lucruri.
Așa că în a doua parte a vlogului o să vă răspundem la întrebări. Să te ridici un pic să vadă ce am împărtit. Hai sus. Ia uitați, oameni. Burtica mea de 40 de săptămâni Cluj. Toată lumea mă întreabă când nasc. Să știți că nu știu când nasc. A trecut de termen. Da, am trecut de termen. Dar ea naște natural și dacă naște natural e normal că nu știe exact o dată fixă. O să vedem, așteptăm, Dumnezeu știe, sperăm doar atât să fie sănătos și restul. Cel mai mult îți dorești să ai un copil sănătos, oricum naști, oricum s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla. Asta e cel mai important. Revenim cu partea a doua, cu răspunsuri la întrebările voastre. Pa, pa, pa!